Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor dă asigurări că pasagerii care vor să ajungă cu avionul în capitala României nu vor avea de suferit, deoarece cursa aeriană Chișinău-București nu va fi suspendată. Ministerul a făcut această precizare după ce în presă au apărut informații potrivit cărora compania Air Moldova suspendă cursa spre București din cauza lipsei de pasageri. Astfel, din Chișinău spre București vor fi efectuate în continuare 16 zboruri pe săptămână, de la 2 până la 3 curse zilnice, și pe destinația Chișinău-Kiev va fi asigurată legătura aeriană stabilă cu o aeronavă de capacitate mare. Cursele sunt efectuate zilnic de 7 ori pe săptămână de către operatorul aerian din Ucraina, în parteneriat cu o companie aeriană din Moldova. Țara noastră a aderat la spațiul aerian comun al Uniunii Europene, în acest mod fiind create condiții speciale pentru operarea de către compania unui număr nelimitat de zboruri din sau spre Chișinău pe destinațiile europene, în funcție de existența cererii din partea călătorilor.